Salut și bine am venit să revin la Fabrica de Bani, eu sunt Dragoș și ajutăm despre ce am mai putut eu pe bursă. Știți că ieri am vândut câteva companii, azi a venit momentul să cumpăr, bineînțeles, așa că am zis să trec la cumpărare. Deocamdată am cumpărat doar la o singură companie, deja o știți din titlu, dar hai să vă explic de ce am făcut chestia asta. Așa cum vă spuneam, deja știți din titlu că despre ce companie e vorba, e vorba de Compet. Am mai luat încă 4 acțiuni la Compet, sunt destul de scumpe, sunt 80 de lei bucata, așa că cumva chiar dacă aș vrea să iau mai multe, 4 e de ajuns, astfel încât să fiu peste minimul ăla pe care vreau să-l am legat de comisioane, da? Adică să știți că nu fac niciodată o comandă mai mică de 30 de lei sau de 290, ar fi corect. Asta a fost 280 și ceva. Dar am zis, ok, câțiva cenți nu contează pentru mine, nu e atât de problematic. Hai să vedem primul rând tranzacția. Cote, vedeți aici, aveam 32 de acțiuni, am 34, la activitate se vede clar, practic, că am luat asta. Acum văd, uitându-mă pe înregistrare, deci m-am uitat mai devreme, dar n-am fost atent, că au venit și niște dividende de la One, dar au venit foarte puține dividende, că n-am mult acolo, 3,67, da? Așa, nici nu observați în chestia asta, că au venit dividende. Ieri au venit, dar eu nu le-am văzut, ieri seară, așa oricum, suma foarte mică, de aia nu s-a văzut nici în portofoliu, dar uite că mai venit și niște dividende, asta este extra pe lângă ce aveam de când să vă prezint. De ce am mai luat, și acum întrebarea de bază, de ce am luat la Cote sau la Compet Ploiești acțiuni? Vreau să acumulez mai multe și pe această companie, vedeți că cumva sunt alături de SNP, amândouă în industria petrolului, unii transportă petrolul, ori alții îl vând. Așa, și ce am mai observat eu și asta a fost motivul pentru care am zis că vreau să iau în perioada asta, a fost că a avut ex-date-ul săptămâna trecută, după ex-date s-a dus în jos, o să ne uităm imediat pe grafice, dar înainte să facem chestia asta, am să-ți fac un scurt reminder, să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o, bifează și clopoțelul de lângă pentru a fi notificat de câte ori postez un clip nou și la final nu uita un like, un share, ajută pentru dezvoltarea acestui canal. Revenind la treaba cu acțiunile, da, ne uităm un pic pe grafice cel mai bine, că așa se vede. Vedem că Compet pe grafic, da, l-am pus aici mare, are o scădere, da, a avut o scădere în perioada asta, deci asta a fost de ex-date-ul aici unde a scăzut scăderea, da, o vedeți pe grafic aici. Și după care s-a dus prețul foarte jos, într-adevăr, nu mai e dividende, dar pe altă parte eu oricum vreau pe termen lung să acumulez la această companie, așa că pentru mine era un moment bun ca să fac chestia asta și să mai acumulez niște acțiuni, adică nu era o chestie care să mă dea peste cap, da? Bineînțeles, n-am luat de toată suma pe care o am disponibilă în cont în momentul de față, vedeți că am undeva la, aveam vreo 1300 de lei, nu mai știu, 1200, mai am 873. Încă mai urmează să mai iau niște companii, încă mă gândesc dacă să intru pe piață cu companii noi, sunt vreo 2-3 care îmi fac cu ochiul, dar nu știu dacă e momentul acum. Pe de altă parte vreau să consolidez, pe de altă parte n-am uitat de targetul meu de a ajunge la 10.000 de lei pe Banca Transilvania și aici probabil era un moment bun, dacă mă uit pe un an de zile, de exemplu, poate era un moment bun de cumpărare, iarăși nu știu, dar nu pot să le iei pe toate, ți asumi și atunci cred eu că alegerea mea pentru astăzi, asta a fost Compet-ul. M-am zis doar 4 acțiuni din păcate, adică doar 300 de lei, dar cumva am reușit să o duc acolo în, lângă SNP, să fie undeva alăturate ca și sumă. Transelectrica e și ea undeva în zona, vezi că în zona asta de 2000-2700, între 2000 și 3000, sunt 3 companii. Probabil o să le vreau să le mai salt pe viitor, de-aia mă uit pe grafice și așa decid ce și cum. Bineînțeles și One n-ar fi rău să mai, dacă tot a avut, de fapt nu a avut dividend payment, dar n-a avut ex-date, acum a avut mai de mult. Așa, poate nu strica să fi luat și One, sunt multe care vreau să iau pe lângă astea care le-am deja în portofoliu, dar e greu să decizi când nu ai suficiente fonduri ca să cumperi de toate alea, da? E ca și cum, știți cum sunt investitorii ăștia pe bursă, gândiți-vă la cineva care are salariul minim pe economie, se duce la supermarket și vrea să ia și aia și aia și aia, dar trebuie să-ți demânească foarte bune banii că nu are cum să cumpere și carne și ouă și lapte și nu mai știu ce bunătăți și atunci iau un pic de fiecare sau... ia doar aia și aia, iau doar orez și lapte sau așa mai departe. Cam așa suntem și noi investitorii ăștia mai mici pe bursă, ne gândim foarte bine ce să luăm mai întâi, că nu știm, adică nu știu că nu știm. N-avem bani să luăm atât cât ne-am dorit să luăm, da? Așa. Bun, cam asta a fost episodul de astăzi, mai zis, nu vreau să fie un episod foarte, foarte lung. Îți reamintesc, bineînțeles, că dacă ai întrebări, lasă-le în comentarii, răspund cu mare plăcere și la ele acolo. Fac și episoade despre întrebări respective dacă mi se pare de interes pentru toată lumea.
și e mai mult de explicat, fac un episod special pentru a explica anumite chestii, anumite aspecte de pe bursă. Iarăși vin cu reminder-ul, dacă nu ai făcut până acum investiții pe bursă și vrei să faci primii pași, de data asta schimb mesajul, așa, contactează-mă și vom putea discuta. În descriere jos sunt și canalele de Telegram sau de WhatsApp, unde poți discuta cu mine, cu alți investitori care sunt pe bursă și așa mai departe. Bun, îți mulțumesc lucrată că m-ai urmărit până aici. Nu uita, like, share, subscribe și ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc!